Bun găsit la România Inteligentă! Copiile legalizate ale hotărârilor judecătorești pot fi obținute de acum online la Curtea de Apel Alba Iulia. Digitalizarea a optimizat astfel timpul de lucru al tuturor celor care aveau nevoie de aceste acte. Hotărârile vor fi însoțite de semnătură electronică și vor fi eliberate în maximum 3 zile. Legalizăm hotărâre pronunțată în dosarul 6491/107/2017 cu mențiunea definitivă. Vizualizăm hotărârea. Avem un program care ne atașează foarte bine toate ștampilele de care avem nevoie la legalizare. În maximum 72 de ore, orice hotărâre judecătorească emisă de Curtea de Apel Alba Iulia va fi trimisă în copie pe e-mail la solicitarea unei părți dintr-un dosar. Desigur, cu respectarea câtorva condiții. E necesară doar o cerere completată de solicitant la care să atașeze dovada calității în care solicită, pentru că doar părțile din dosar sau avocații pot solicita accesul la comunicarea hotărârilor judecătorești, la care trebuie să atașeze dovada achitării taxei judiciare de timbru, care pentru hotărârile definitive este de 5 lei. Inițiatorii proiectului spun că viitorul sistemului judiciar nu poate fi conceput în lipsa informatizării accelerate, care ar aduce multiple avantaje. Beneficiile ar trebui privite pe două paliere. Unul pentru personalul instanței în privința reducerii timpului de lucru, al doilea și cel mai important pentru justițiabil în partea ce privește reducerea timpilor de așteptare și accesul facil la serviciul public pe care îl prestează instanțele de judecată. În acest sens, Curtea de Apel Alba Iulia a implementat mai multe proiecte de informatizare. Transmiterea documentelor în mod securizat, acces la dosare electronice sau implementarea registrelor electronice sunt doar câteva dintre facilitățile de care se bucură cei care intră în contact cu instituția. Din punct de vedere al apărătorului, cred că este una din serioasele facilități create de sistemul judiciar modern. Cred că este un mare pas înainte în a primi cu celeritate fiecare înștiințare, fiecare, mai ales hotărâre. Ușurează foarte mult activitatea și a avocaților, dar și a părților, în sensul că nu mai sunt obligați să aștepte, să li se comunice într-o altă manieră, mai îndelungată, în scris, prin poștă sau prin curier special. Ca atare, noi suntem mulțumiți. Cererile pot fi transmise atât prin e-mail cât și prin fax, iar modelul tipizat este disponibil atât pe site-ul Curții de Apel Alba Iulia, cât și pe portalul instanțelor de judecată.